Hai, salutare, dragilor, și bine v-am regăsit! Șo pe aici. Bun, am rămas la capitanul Șrub, da? Da, așa se văd. Responsabil cu livrarea. Mergi la Amiral Agmur cu ceea ce ai găsit. Hai să vedem care e recompensa. Așa, aulă, se află în această pungă, dăm să văd. Este doar o hârtie aici. Livrarea aurului negru va avea loc de îndată ce va fi complet procesat. Bun. Blesteme. Aurul negru se află în mâinile cui nu trebuie. Cel puțin acum știm că trebuie să fie procesat înainte de Banshe. Banshe. Așa. Să-l poată folosi în scopurile dorite. Încă nu este prea târziu. Voi afla în posesia cui se află aurul negru și dacă nu cumva a fost deja procesat. De îndată ce află ceva, te voi chema poftim, îmi dau această recompensă, ne revedem cât de curând. Și am primit experiență și o bucată de gheață. Penibil. Penibil. Bun. Hai să vedem următoarea misiune. Oprește prelucrarea. Bun, am descoperit că marele orc. Bun, deci trebuie să-l bat pe orcul șef. Cred că orcul șef și după aia cred că e gata de tot. Bun. Marele orc supraveghează personal prelucrarea aurului negru. Și îl va duce la Banshe. După asta, nu știu cine e Banshe, dar o vedea. Bun, deci cred că după orcul șef, nu știu dacă mai este vreo misiune, dar o vedea. În momentul ăsta se ascunde prin sânge Gautama, trebuie să-l oprești destinația aurului negru repede, să nu fie prea târziu. Bine, bun. Bun, cam asta a fost misiunea cu capitanul Șuruc. Nu știu, n-am bătut foarte mulți, o dat-o foarte repede. Acum vedem la orcul șef. Dragilor, eu am fost Shopee, sănătate. Facem o nouă misiune. Ultima misiune a fost cu capitanul Șurac, mi se pare. Și acum cu blestemul vieții. Trebuia să bat nu știu ce magician din templul Ceau. Bun, hai să vedem. Așa, magicianul lui Lemureș. L-am lăsat acolo frumos pe auto și mi-a căzut treaba aia. Bun, lasă-mă să mă uit pe ea puțin. Așa. Un corp uman, tableta de la Lemură și este stricată aici. 4 mase prin inscripție lipsește. Bun. Din păcate trebuie să mergi acolo din nou. Avem nevoie de partea care lipsește din inscripție. Trebuie să mai fie încă două piese din tableta Lemurilor. Ok. Aici este recompensa ta pentru ce ai realizat până acum, pe acest moment. Acum te rog să mergi să adun toate tabele Lemurilor. Bun. Experiență, Bless și Young. 335.000 de Young. Ai că nu-i rău. Bun. Acum, ce trebuie să bat? Tot pe magician. Ok. Bun, o să trebuiască să las iară pe auto. Bă, câte Bless-uri o dat. Lol. E bine că le pot aduna. Na. M-am scos. Bun. Hai să continuăm. Am strâns cele două tăblițe de la magician. Prima dată m-au pus să-i aduc una, acum două. Hai să vedem ce urmează. Merg la admiral, la miral. Și avem așa. De-aia întorc să spunem că toate piesele din tableta Lemurilor împreună să citim inscripția. Bun. Trei lucruri sunt necesare pentru trezirea celor morți. Un corp uman, aur negru, scoarță, demon, copac. Ok. Doar imaginați că abilități subite poate provoca blestemul vieții și să-l menține. Iar atunci când acestea moare, toți cei treziți la viață se prăpădesc odată cu el. Bun. Deci aceasta a fost motivul pentru care cimitirile noastre au fost profanate și cadavrele au fost furate din mormintele lor. Au fost aduși la viață să mărturisească împotriva noastră ca o armată de strigoi. Ce gând dezgustător! Bun, trebuie să oprim această acțiune cumplită. Așa, se pare că timpul trece prea repede. Doar Banshe are suficientă putere să invoce un blestem atât de puternic, dar nu știm unde se ascunde. Voi trimite mai mulți oameni în căutarea ascunzătorii mari preotese întunecate. De îndată ce aflu
ceva, te voi chema neîntârziat. Bun. Și am primit așa elixir, semn, yang și experiență. Bun. Și acum mergem la nivelul 96. Am primit unul de 1.000.000 de PV. Bun. Asta n-avem nevoie. Și hai să continuăm. Deci, bun, hai să vedem care e următoarea misiune, ce trebuie să batem. Bine că ești aici, am găsit o cale pentru a săbăta planul servitorului lui Bachner. Bun, pentru ca sufletele celor morți să renunțe la corpurile în care să-l șluiesc, nu trebuie, ne trebuie un medium. Acest medium este terenul sfânt pe care giganții îl țin în saci. The fuck, dacă poți lua 100 de saci, vom reuși să prevenim blestemul vieții. The fuck! Deci, înfrânge pe giganții și adună 100 de saci din terenul sfânt. Mam! Giganți! Unde trebuie să mă duc mâncați așa? Giganți! Cred că ne frite, să nu știu unde. În Thunder! Ok, voi vedea unde și o să vă ții la curent. Cam atât pentru astăzi. Bye!